Cu mai puțin de 150 de zile rămase până la startul ediției 2016 a celui mai dur rally ride din lume, Mani și a anunțat pe pagina personală de Facebook că traseul a suferit modificări. Astfel, după ce la începutul anului, statul Chile a anunțat că nu mai poate găzdui etape ale raliului, acum și Peru a făcut un pas în spate. Fenomenul natural numit El Niño se anunță a fi extrem de brutal în acest an, iar autoritățile peruane au declarat că trebuie să fie pregătite să-i ajute pe toți cei care vor avea nevoie. Cu alte cuvinte, Peru trebuie să-și canalizeze eforturile pentru a diminua cât mai mult efectele lui El Nino și nu va mai putea aloca resurse umane mane și materiale pentru desfășurarea raliului. Îmi pare rău că nu vom ajunge la anul și în Peru. Este o țară frumoasă și mi-au plăcut zonele în care am concurat în 2012. Sper ca El Niño să-i afecteze cât mai puțin pe locuitorii din Peru și Chile. În a doua parte a lunii septembrie, organizatorul Dakarului va face public noul format pentru 2016. Cert este că vom ajunge în Bolivia și Argentina, a scris Manileneș pe pagina sa de Facebook. El Niño se manifestă prin încălzirea la suprafața apelor Oceanului Pacific, iar cum acestea se mișcă de la vest la est, ajung pe coasta vestică a Americii de Sud și produc în zona de litoral secete, furtuni și inundații în general apare în jurul Crăciunului. Legitimat la Autonet Motorcycle Team Satu Mare, va participa la ediția 2016 a raliului Dakar, după ce anul acesta a câștigat clasa maraton și la general a terminat pe locul 21.